În România anului 2017 nu mai poți nici să mori fără bani. Înmormântările se negociază ca la piață, mai ales dacă rudele răposatului lucrează în străinătate. În jur de 1000 de lei și încă ceva pe lângă, pentru băieți. Sunt un mizilic pentru slujitorii Domnului care nu au rușine să ceară un salariu minim pe economie ca să îngroape creștinește un bătrân. Asta în ciuda faptului că Sfântul Sinod interzice condiționarea mormântării de plata oricărei taxe fixate de preot sau de Consiliul Patriarhal. Da, eram doar curioși așa, să ne facem un buget, să vedem cam și noi cum stăm. Da, în jur de 3.000 de lei cu păstă, cu tot. Comandă nu faceți. Așa. Deci mâine vă dă precis, după ora 10. Așa. Și vă duceți la capele la biserică. Aveți locul de vezi la noi cimetier, da? Da, da, da. Păi și mai trebuie să plătim ceva la capelă sau cum e? Dacă va muri cineva drag, nu trebuie să vă faceți griji. Nu vă impacientați. Rezolvați treaba cu doar 1000 de lei. Sunt vorbele unui preot din capitală care profită de faptul că nu știm rânduirea și ne ia peste picioare. Da, da, asta e că nu știm cât, nu știm nimic. Păi și atunci ce faceți? Eu v-am spus care e modalitatea. Vreți să o țineți acasă? Nu vrem să ținem acasă, vă dați seama. Dacă pentru înmormântări unii preoți nu percep taxe fixe, iar creștinii sunt îndemnați să dea cât îi lasă inima sau buzunarul, alți sfinți părinți au sumele bine stabilite. Am reușit totuși să găsim înțelegere la o biserică dintr-o zonă rău famată a capitalei, unde o slujbă de înmormântare costă doar 900 de lei și asta pentru că răposatul are loc de veci acolo. Procedăm cum facem? Deci vă duceți la capelă, asta e procedura. Și ca contribuție cât să dăm? Că să știm și noi. 900 de lei. Asta în ciuda faptului că Sfântul Sinod spune că este interzisă condiționarea oficierii slujbei înmormântării de plata oricărei taxe fixate de preot sau de Consiliul Patriarhal. Susținătorii bisericii spun însă că sumele percepute pentru înmormântări ar fi modice și, mai mult decât atât, banii obținuți ar fi folosiți pentru întreținerea lăcașului de cult. E o greșeală. E decizie foarte clară și a Sfântului Sinod, nu se percep taxe. Faceți socoteală, că să faci un buget, cât am mâncat la părinte, că trebuie să-ți duc grăvin, trebuie să faci în frescă, FTV. Vine un om care la dumneavoastră figurează că e credincios și în scripte, da? Că a fost botezat, că figurează în area dumneavoastră 20 de ani, dar ăla n-a trecut să dea niciun leu odată. Îl pui foarte frumos să plătească ăia 20 de ani taxa aia. Și atunci e egal, nu-i se percepe absolut nimic. Cu alte cuvinte, nici cu datorii nu e prea bine să mori. Și asta pentru că rudele răposatului trebuie să le achite. Da, cam așa ar fi normal din punctul meu de vedere. De obicei, preoții îngăduie, nu rămâne nimeni. Nu cred că aveți un caz dumneavoastră care a rămas un om neîngropat. Dacă aveți acest caz, cred că luați premiul Pulitzer. Premiul Pulitzer nu i l-a acordat nimeni, dar cazuri au tot fost. Unul dintre cele mai recente este cel din decembrie 2016, când un cioban din comuna Zimbor, județul Sălaj, a fost nevoit să facă chetă în sat ca să strângă 1000 de lei pentru a-și înmormânta nevasta. Atunci când sunt astfel de cazuri, fără îndoială e situația unui abuz, care ar trebui tratat cu discernământ și cu o oarecare fermitate de către cei care întâlnesc aceste cazuri. Nu știu, eu n-aș da niciun ban, nici la înmormântare, nici la botez, nici la nimic. Dar dacă preotul nu vă îngroapă mortul, dacă nu dați bani? Nu-l mai îngrop, îl îngrop în curte. Fac o groapă și îl îngrop în curte. Am avut o înmormântare și a fost destul de scump. Adică oamenii în ziua de astăzi nu mai pot să moară. Trebuie să sar la cap cu banul și altfel nu. Nici de mormântat nu te mormântează dacă nu ai bani în buzunar. Ce să mai vorbim? Strâng oricum atâția bani de la enoriaș. Să fie gratuitate, cel puțin când mori, să nu mai trăiască. Să poți să mori dacă nu ai bani în buzunar. Nu știu, normal mi s-ar părea să nu se ia bani, mai ales la mormântări. Deci astea cred că sunt foarte mulți oameni săraci care, după ce că mai ieși cu mortul în casă, nu știu. Dar iată că, în România, țara tuturor posibilităților, și înmormântarea a devenit o afacere și încă una profitabilă.